Membrii Comisiei Mixte de Rechiziție a Județului Satu Mare au adoptat cu unanimitate de voturi planul de rechiziții și prestări servici al Județului Satu Mare pe anul 2014. La ședință au participat prefectul Eugeniu Avram, șeful structurii teritoriale pentru probleme speciale din Satu Mare, colonelul Ioan Dafin Mureșan și alți membri. Comisia Mixtă de Rechiziții se convoacă de către prefect semestrial sau ori de câte ori este necesar și stabilește cantitățile de bunuri care pot fi rechiziționate. Rechiziția de bunuri și prestările de servicii reprezintă măsura cu caracter ex excepțional prin care autoritățile publice pot obliga agenții economici, instituțiile publice, precum și alte persoane juridice și fizice, la cedarea temporară a unor bunuri. Bunurile rechiziționate sunt puse la dispoziția armatei sau a autorităților publice, la declararea mobilizării parțiale sau totale a forțelor armate ori a stării de război. să mai fac rechiziții la instituirea stării de asediu sau de urgență, atât pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât și pe timpul acestor situații.